unde a fost prins un pește gigantic de 700 de kilograme. Deci, în diferite părți ale lumii, tot mai des și mai des sunt pescuiți adevărați mutanți și unde putem găsi un locuitor marin cu dinți ca la om. Toate răspunsurile vă așteaptă în acest episod. Vă voi arăta cele mai înfiorătoare creaturi prinse de pescari, așa că puneți un like și să începem! Peștele uriaș. Un pescar japonez pe nume Hiroshi Hirasaka a reușit să devină celebru prin faptul că prinde, apoi gustă cei mai diferiți și ciudați locuitori marini. El desigur că se împarte cu senzațiile cu cititorii blogului său. Astfel, în 2015 a pus pe Twitter o poză cu captura sa impresionantă. Pescarul arată cu tot aspectul său că este greu să țină așa trofeu uimitor în mâini. Normal, peștele pare a fi unul preistoric. Capul enorm, cu o gură larg deschisă, cu așa gură ar putea fără probleme să înghită un animal de dimensiuni medii. Atunci oamenii au presupus că probabil să fie un pește de specie Anarhichas. De obicei se întâlnește în Oceanul Pacific și Arctic. Se hrănesc cu pești, crabi și crustacee, ce trăiesc pe fundul oceanului. Acești pești cresc până la 1-1,5 metri în lungime. Totuși, lungimea celui prins de Hiroshi era de aproape 2 metri. Acest exemplar este unul dintre cei mai mari de felul său. Experții consideră că peștele are o astfel de dimensiune nu din cauza naturii, ci a radiației în urma accidentului de la Fukushima, care a avut loc în anul 2011. Apropo, captura care putea să fie un prototip demn de un film științifico-fantastic a fost prinsă în nordul insulei Hokkaido, nu departe de apele teritoriale ale Federației Ruse. În ultimii ani, în această zonă a fost prins pește conținutul de radiație căruia întrecea de 2500 de ori limita legală de siguranță. Anghilo, tu ești sau nu? Pescarii din Thailanda au fost uimiți când au văzut o asemenea surpriză, un pește monstru. Această creatură are niște colți ascuțiți, un corp lungit și un cap enorm. În video se vede cum acest monstru se zvârcolește după ce a fost prins. Chiar și experții s-au pus pe gânduri. Cărei specii și cărui gen aparține acest pește? Desigur că seamănă cu anghilă, dar oare este una? Scrieți-ne și voi părerile în comentarii. De ce specie e această creatură? În continuare vă așteaptă niște ființe și mai înfiorătoare, prinse de către pescari. Peștele chimeră. Unii pești arată ciudat, într-adevăr, dar peștele cu ochi verzi prins în apele Noii Scoții canadiene arată cu totul înfiorător. Peștele de un metru avea un nas și coadă lungă și ascuțită. Cele două notătoare semănau cu niște aripi de pasăre. Pe pescarul canadian care a observat peștele cu ochi diabolici îl cheamă Scott Tanner. După cuvintele lui Tanner, era parte din captura în timpul pescuitului de biban și cod. Când bărbatul l-a observat, peștele nu se mișca. Desigur că i-a făcut câteva poze, apoi a petrecut cu privirea când banda rulantă se mișca înainte, până când n-a aruncat peștele ciudat înapoi în ocean. După ce s-a întors acasă, a început să caute informații pe internet. El a concluzionat că oaspetele din plasa lor semăna cu chimera europeană. Acești pești se hrănesc cu creveți și crabi și sunt inofensivi. Ele trăiesc la adâncimea de câteva sute de metri și rare ori se întâlnesc cu oamenii. Scott Tanner a publicat pozele pe Facebook și desigur că au devenit virale. După părerea voastră, acest pește este drăguț și poate fi comparat cu o pasăre care planează sau arată mai mult ca un monstru? Scrieți-ne părerile voastre în comentarii. Extraterestrul marin. Deși acest animal arată ca o formă extraterestră de viață, se întâlnește aici pe Pământ. Creatura misterioasă seamănă cu o caracteristică din vreun film science fiction, dar de fapt sunt o specie de ofiuride, rudele îndepărtate ale stelelor de mare. Una dintre ele a fost prinsă pe undiță de un pescar din Singapore. Când bărbatul pescuia în locul lui preferat pe insula Sentosa, a observat cum firul lui pentru pescuit ba se ridica, ba cobora. Atunci pescarul de 54 de ani a simțit că acuș-acuș va prinde ceva delicios pentru cină, care a fost uimirea lui când a scos corpul unui mutant care se zvârcolea. El a filmat aceste mișcări ciudate pe video, pe care apoi le-a postat pe internet în speranța că cineva va putea identifica extraterestrul.
Merlin. În august 1953, legendarul pescar Alfred Glassell Jr. a prins în Peru, în zona plajei Cabo Blanco, un merlin gigantic cu greutatea de 707 kg. De-a lungul anilor 50, în Cabo Blanco, era prins un număr mare de merlin gigantici, dar acest pește era cel mai mare dintre toți. Experții l-au evaluat ca un record în pescuitul sportiv din toată istoria. Glassell a avut nevoie de minim 2 ore ca să tragă peștele lângă barca. În acest timp, merlinul a sărit din apă de 49 de ori. Cadrele filmate în acest timp au fost folosite apoi în filmul Bătrânul și Marea, care este bazat pe cartea lui Ernest Hemingway. Figura merlinului poate fi văzută în Muzeul de Istorie Naturală în Washington. Porcul de mare cu două capete. În anul 2017, pescarilor din țările de jos le-a nimerit în plasă din întâmplare o creatură uimitoare cu două capuri. Pescarii care au găsit în plasă printre alte capturi animalul deja mort cu două capuri s-au speriat mult. Au aruncat în apă cadavrul lui, dar înainte de asta au făcut niște poze. Folosind aceste poze, oamenii de știință au reușit să stabilească specia animalului și să pună un diagnostic. Pe bordul navei au ajuns niște geme siamezi de porc de mare, corpurile cărora s-au contopit, dar au capuri diferite. Acest caz a fost doar al 10-lea printre cetacee. După poze, au mai reușit să stabilească și vârsta lor. Cu părere de rău, au murit foarte curând după naștere. Rechinul ciclop. Odată, pescarii au reușit să captureze una dintre cele mai ciudate creaturi de pe Terra, un rechin cu un singur ochi și încă și albino. S-a întâmplat asta pe 2 iulie în anul 2011, în Golful California. Un pescar mexican pe nume Enrique Lucero a prins un rechin alb. Omul nu s-a gândit niciodată că va apărea pe coperta multor edituri mondiale. Pescuitul era legal. Femeia rechin prinsă era însărcinată. După ce i-a tăiat burta, Enrique a scos 8 pui. Ei erau obișnuiți și nu ieșeau în evidență cu nimic. Dar totuși era unul diferit. Era de culoare albă, cu coada deformată și doar cu un singur ochi. Rechinul ciclop a devenit popular imediat. Fotografiile și videoclipurile s-au răspândit în întreaga lume. Existau și cei care considerau cadrele false. Bietul pește chiar arată prea ciudat ca să fie adevărat. Și necătând la asta, experții au confirmat că era adevărat. Rechinul ciclop avea 55 de cm în lungime și în loc de doi ochi avea doar unul funcțional, situat pe partea frontală a capului. Științific vorbind, e ciclopie, o trăsătură caracteristică a unei mutații cromozomiale. Diametrul singurului ochi era de 2,6 cm. Apropo, nu vă amintește de Michael Wazowski din Monster Inc.? Este cunoscut că ciclopia se întâlnește foarte și foarte rar. Poate fi prezentă atât la animale cât și la oameni. Ciclopii nu sunt viabili și, ca regulă, mor în primele zile sau săptămâni de viață. Dacă acest rechin ciclop ar fi fost născut, nu extras din burta mamei, ar fi putut să vadă cu ochiul pe care îl avea. Însă, puțin probabil că ar fi putut să concureze cu alți prădători. Culoarea albă l-ar fi făcut vulnerabil. În apa întunecată, albino ar fi fost foarte vizibil pentru prădători. De aia, șansa de supraviețuire în apele largi erau extrem de mici. În afară de asta, mai avea o coadă deformată, curbată, spre dreapta. Asta nu i-ar fi permis să înoată destul de rapid. După părerea specialiștilor, rechinul putea să aibă atâtea anomalii născute din cauza alimentației proaste a mamei și lipsa vitaminei A în organism, care la rândul său a dus la deficitul de pigment care le oferă o culoare mai gri a rechinilor. Enrique a refuzat categoric să vândă micuțul ciclop oamenilor de știință. Pescarul a conservat captura sa cu anomalii în alcool etilic și a lăsat-o acasă, pentru că nici el, nici alți pescari din împrejurim n-au văzut un astfel de fenomen. Pește cu dinți de om. Nu de mult în Statele Unite ale Americii a fost prins un pește cu dinți de om. Faceți cunoștință cu peștele cap de oaie. Acest locuitor acvatic de vreo 4 kg a fost prins de un pescar cu experiență, Nathan Martin. El a postat poza cu captura sa pe Facebook. El a zis că de mult vroia să prindă un pește mai special, dar nu se aștepta ca acesta să aibă atâția dinți în gură. Uitați-vă, peștele îi zâmbește pescarului. Oare e atât de fericit că a fost prins? În general, acești pești ajung la lungimea de 90 de cm și pot cântări până la 10 kg. Caracteristica lor cea mai specială însă sunt dinții. Natura nu pur și simplu i-a oferit peștelui o astfel de bogăție, ci pentru confort, ca să poată mușca ușor scoici, să mestece cu ușurință echidoderme și alte crustacee, cu care se hrănește. Peștele mutant.
Odată perechea căsătorită a prins un pește ciudat. Acesta avea două guri. Duby și Adam pescuiau pe lacul Champlain. Femeia a simțit că undița ei este trasă mai tare decât de obicei. Desigur că s-a bucurat, fiindcă pe cărlig s-a prins un pește mare. Dar când femeia a scos păstrăvul din apă, dimensiunile peștelui nu au uimit-o. Ce a mirat-o de fapt a fost altceva. Soții au fotografiat păstrăvul și l-au eliberat înapoi în lac. Ce au făcut cu pozele? Desigur că le-au publicat pe internet. Acestea au devenit virale și au strâns sute de comentarii. Oamenii în mod activ lăsau sub postare părerile lor despre ce s-ar fi putut întâmpla cu peștele. Unii considerau că motivul era poluarea lacului, iar alții au presupus că anomalia era cauzată de o traumă. Probabil că cineva deja prinsese peștele în trecut, dar a scos cu neatenție cârligul. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii, vouă vă place pescuitul și ce creatură v-a impresionat din episodul de astăzi. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!